Bună ziua, domnul Colocii, sunt de la Info Valea Jiului. Am înțeles că dumneavoastră în tinerețe ați fost un renumit boxer, ați fost campion național, după spusele dumneavoastră, ați participat la Balcaniadă. Cum ați început acest sport? La ce vârstă ați început? Eram în clasa 7. Cine v-a dus? Fratele meu, mai mare. El a făcut handbal și nu s-a lăsat de sport. Și i-a plăcut, că eram foarte ambițios, mă băteam. Pentru că mă mergeau mulți la părinți, mă încerta părinți și așa el m-a dus la sală. V-a dus la sală să vă consumați energia acolo, da, la sală. Și așa am început. Cine v-a fost antrenor? Vasile Pop. Vasile Pop. Da, a murit Dumnezeu. Care era numele dumneavoastră de ring? De... Numele meu adevărat, Kid Colocii Ioan Dionisie. Și lumea cum vă zicea? Kid, porecla de mama foame. A, și porecla de mama foame. O porecla veche. Porecla mai veche. Aveți copii, domnul Colocii? Da. Unde sunt și ce mai știți de ei? La mai mare cu prima soție, la Constanța. Nu l-am mai văzut de când a murit taică meu. În ce an a murit alături noastră? În 85. În 2005. 2005? Nu, da. La 2005. Alt copil? A avut 85 de ani. Fata e ingineră, chimistă în Bogora. Doi copii ați avut? Nu. Și cel mai mic, frate bun cu fata, cu Elmina, e inginer electromecanic, pocăit, e în Anglia, e mai mic. Copiii dumneavoastră se mai interesează de dumneavoastră, mai țineți legătura cu ei sau? S-a mai interesat băiatul, dar nu mai știu nimic de nimic. Soția o tată a venit. Încoace când m-a văzut cu băutură, că m-am cat de băut, m-a lăsat și a plecat. Da, domnul Colocii, de ce ați apucat-o pe calea asta cu băutura? Ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră? Ce nefericire ați avut? Nu pot să știu să-mi dau seama. Frați mai aveți, mai trăiesc frații dumneavoastră? Da. Unde sunt? Unu, nu știu nimic de el, Vasile. Are și pictor și plecat, nu știu pe unde. Ce-i cu el? O să, două și două sururi. Aia mai mare Nina și aia mică Tincuța, domnica. Da. De Nina știu că e prin Anglia, în Franța. Are și fetele pe acolo. Da. Are una din fete măritată cu bărbat cu tot acolo. Domnul Colocii, ce așteptați dumneavoastră de la sărbătorile astea de iarnă care vin acum? Pe parte mă foarte bucură și ar dori mult să aibă copii, să aibă până ce am avut noi odată, la viața e grea. Viața e foarte grea. Unde locuiți acum, domnul Colocii? Lângă izvor, într-o baracă. Într-o baracă? Zidită sau de lemn? E zidită sau de scândură? E din lemn. Din lemn. Din bârnă, nu scândură. Din bârnă și înăuntru tencuită cu pământ galben. Și te înțărănesc. Da. Din ce trăiți? Cum vă duceți viața zi de zi cu zi? Exact, nu mai am nimic. Am rămas și fără acte, fără tot. Și urmăresc că să-mi pun să-mi fac actele, să-mi iau povară. Indemnizația de sportiv care am avut-o. A, ați avut o indemnizație de sportiv? Da, până în 2000, da, când da. O voceate de domnul Constantinescu, că a zis că din veniturile țării a guvernului, dar nu, banii erau dat, adunat de navea comănice, Caterina Redele, tot
Vom chivi noi români plecat dincolo pe când a murit Ilica. Da. Dumnezeu să-l odihnească tot boxer sportiv. El a făcut profesionism. Da, da, că noi nu. Și a murit ca un câine. De fapt, așa murim toți. Da. Nu avem parte de nimic. Suntem buni cât putem să ridicăm steagul. Să ridicăm steagul român. Cât nu. Acum să revenim la sărbătorile de iarnă totuși. Vine peste puțin timp, mai avem câteva zile și pășim în noul an. Ce le doriți petrilenilor? Sănătate. O viață din ce în ce mai bună. Și să nu se dezaprecieze, să nu se demoralizeze. Să fie optimiști. Să fie optimiști. Pentru viața asta, mășeva care avem. Și să arăte la tot că știm să înfruntăm și chinul și viața și poftele. Multă sănătate, domnule.